să vedem și reacția lui Victor Ponta, pentru că este o reacție foarte interesantă. Domnia sa se alătură celor care susțin că are probe falsificate în dosar. Iată declarația. Domnule Ponta, Laura Codruța-Chiuve și spune că nu se falsifică probe la DNA. Dumneavoastră ce? Păi, în cazul meu le-a falsificat, după cum ați văzut. Păi normal. Care sunt? Singura declarație, singura probă în faimosul dosar cu Blair era o declarație falsă a lui Vlad Cozuma. Păi da, dar nu s-a dovedit. Dacă nu vreți, nu s-a dovedit. S-ar impune revocarea Laurei Codruța-Chiuve și în acest moment nu fac declarații aici, vă mulțumesc.